Până la 1812, actualul teritoriu al Republicii Moldova, dar și nordul Bucovinei, sudul Basarabiei, aflate astăzi în componența Ucrainei, după cum bine se știe, erau parte a Principatului Moldova, a Moldovei istorice. Deci, pe ambele maluri ale Prutului trăiau aceiași oameni, adică moldoveni de națiune română sau, altfel spus, români moldoveni. Ulterior însă, acest teritoriu românesc dintre Prut, Nistru, Dunăre și Marea Neagră a fost anexat de către Imperiul Țarist. Raptul teritorial s-a produs pe 16 mai 1812, ca urmare a tratatului de pace ruso-turc semnat la București după ce poarta otomană a pierdut războiul în fața Rusiei imperiale, un război care a avut loc între 1806 și 1812. Așadar, din acel moment, Rusia țaristă, cu acceptul Imperiului Otoman, a rupt Moldova istorică în două și a pus hotarul pe Prut, despărțind același neam în două. Suprafața teritoriului anexat era de 44.422 de kilometri pătrați. Așa cum vă spuneam și în cadrul lecțiilor anterioare, până la acea anexare ilegală, termenul de Basarabia desemna doar zona de sud, adică Bugeacul, un teritoriu de stepă situat la nordul gurilor Dunării și care se afla sub dominație otomană. Denumirea inițială a acestei regiuni a fost stepa getică, iar în secolele 13-14 apare denumirea de Caravlahia, în secolul 16 Basarabia, iar în veacul următor, o parte din teritoriul ocupat de Nogai va primi denumirea de Bugeac. Cum au ajuns Nogai în această regiune, vă întrebați? Vă spun imediat. După două campanii militare în Moldova, 1484 și 1538, Bugeacul va fi transformat în pașalâc turcesc. Potrivit surselor consultate de către cercetătorul Ivan Duminică, ca răsplată pentru participarea tătarilor în 1484 la campania sultanului otoman Bayezid al II-lea pentru cucerirea Chiliei și a Cetății Albe, hanul din Crimeea, Mengli Ghirai, a primit, citez, venitul de la unele locuri care aparțineau voievodatului Moldovei, adică Bugeacul. În secolul XVI, din cauza secetei care a provocat foamete în zonele unde trăiau nogaii, aceștia, de pe Volga, prin Crimeea, au venit în această regiune, iar pentru a-i distinge de alte grupuri turanice, ei au fost numiți tătari bugeceni. În a doua jumătate a secolului XVII a urmat un nou val de nogai care s-au stabilit aici. În 1673, după participarea în războiul turco-polon, mulți tătari și nogai au rămas în Bugeac. Autoritățile otomane au stabilit hotarul dintre moldoveni și tătari pe valul lui Traian de Sus și pe râul Ialpug. Teritoriul se afla sub supravegherea beylerbeiului de Silistra, Halil Pasha. De aici încolo, Bugeacul va obține statut de teritoriu separat de Țara Moldovei, dar asta nu înseamnă că în acea zonă nu locuiau băștinași, adică români moldoveni. Până aici totul e clar. Să mergem mai departe. În această zonă a românismului aveau interes ambele imperii, otoman și rus, interese care au dus la o serie de războaie între ele. Unul dintre acele războaie este și cel din anii 1806-1812, care a stabilit granița dintre Rusia și Imperiul Otoman pe râul Prut și care s-a încheiat, așa cum vă spuneam, cu înfrângerea porții otomane prin încheierea păcii de la București pe 16 mai 1812. Potrivit istoricului Ivan Duminică, această nouă realitate a dus la creșterea migrației în Basarabia, mai ales în partea ei sudică, în Bugeac. Migrarea bulgarilor la nord de Dunăre a fost determinată în primul rând de motive politice. Bulgaria, 5 secole a fost sub dominație otomană, care s-a manifestat și printr-o politică de deznaționalizare. Bulgarilor, de exemplu, li se interzicea să-și vorbească limba și să împărtășească religia creștină. Motivele economice constau în faptul că bulgarii căutau pământuri noi, unde puteau să înființeze colonii agricole. În același context, trebuie de menționat că războaiele ruso-turce au influențat semnificativ exodul masiv al bulgarilor, care se temeau de răzbunarea turcilor din cauza că populația locală mereu a susținut armata țaristă, pe care o considera eliberatoare. Acest proces i-a priit curții imperiale ruse, deoarece bulgarii imigrau cu inventarul, averile și animalele proprii.
autoritățile ruse îi ademeneau prin promisiunea că le vor acorda anumite privilegii care le vor favoriza prosperarea. Aceste motive i-au determinat pe mulți bulgari să-și părăsească propriile sate și să se stabilească pe pământurile de la nord de Dunăre, inclusiv în Principatul Moldovei. Însă, până la semnarea păcii de la București, unii bulgari erau deja prezenți în Basarabia. Bulgari care au fugit de jugul otoman. Împreună sau paralel cu bulgarii, în Bugeac au emigrat și găgăuzii, un grup etnic distinct, cu limbă, port și obiceiuri total diferite de cele ale bulgarilor. Găgăuzii sunt un popor turcic de religie creștină și ei, ca și bulgarii, fugeau de persecuțiile Imperiului Otoman, inclusiv din cauza faptului că erau creștini. Din păcate însă, de-a lungul timpului, acest popor a fost rusificat de către Rusia imperială, în special în perioada sovietică. Dar să revenim la anul 1812. După semnarea păcii de la București, Bugeacul, împreună cu tot teritoriul dintre Prut și Nistru, devine parte componentă a Imperiului Rus, care nu stă prea mult timp pe gânduri și se apucă de treabă. Administrația țaristă îi evacuează în Dobrogea și Crimeea pe cei aproximativ 30.000 de tătari care locuiau în Bugeac, împreună cu o parte a populației autohtone. De asemenea, conform articolului 4 al păcii de la București, timp de 18 luni, populația bulgară creștină care a trăit în dreapta Prutului avea dreptul să treacă în regiunea Bugeacului, anexat de ruși, adică în Basarabia istorică. Autoritățile țariste, prin ofițerii lor din principatele române, duceau o propagandă intensă pentru a stimula trecerea în Basarabia a imigranților transdanubieni, iar promisiunile ofițerilor și încrederea în frații lor slavi au determinat o strămutare masivă a bulgarilor în Basarabia. În loc să împartă pământul Basarabiei istorice între populația băștinașă, adică între românii moldoveni, care duceau lipsă de pământ, în afară de bulgari și găgăuzi, guvernul țarist aduce masiv în acest teritoriu și germani, evrei, ruși, ruteni, dar și alte naționalități. Să revenim însă la anexarea propriu-zisă a Moldovei de Est. Vă spuneam că numele Basarabia era valabil doar pentru zona de sud, adică doar pentru Bugeac. În 1813, după acel furt teritorial, regimul țarist de ocupație extinde numele de Basarabia asupra întregului spațiu dintre Prut și Nistru. Întrebarea firească este de ce rușii au făcut acest lucru. Explicația este foarte simplă. Rusia imperială voia să camufleze actul de răpire a aproape jumătate din țara Moldovei și voia să inducă în eroare lumea diplomatică și politică occidentală pentru a o face să creadă că Imperiul țarist a anexat doar partea de sud, adică doar Bugeacul. Acest fapt îl recunosc chiar și unii istorici ruși. Un exemplu este și savantul Lev Berg, născut, apropo, la Tighina, în 1876, într-o familie de evrei basarabeni. Acesta spunea că, citez, motivul care a determinat ca denumirea părții meridionale a acestei provincii să fie extinsă asupra întregului teritoriu este de natură politică. În conformitate cu una dintre clauzele tratatului de la Tilsit, încheiat între Napoleon și Alexandru I, Rusia se obliga să evacueze până la încheierea păcii trupele sale din Moldova și Muntenia. În decursul tratativelor ulterioare de la Paris, la sfârșitul anului 1807, împuternicitul rus arată că în tratat nu se vorbește nimic despre Basarabia, fapt pentru care a insistat ca ea să rămână Rusiei. Interpretând noțiunea de Basarabia mai larg, privind nu numai Bugeacul, ci întregul teritoriu cuprins între Nistru și Prut. Am încheiat citatul. Deci, e clar. Rusia imperială, prin viclenie și minciună, a anexat întreg teritoriul dintre Prut și Nistru, nu doar partea de sud, iar pe parcursul secolului XIX, politica țarismului urmărea câteva scopuri majore. Integrarea cât mai rapidă a acestui teritoriu românesc în structurile social-politice ale Imperiului, lichidarea specificului național, rusificarea populației autohtone și subordonarea sud-estului Europei intereselor geopolitice și strategice ale țarismului. Rusia imperială mai voia să creeze aici o imagine atractivă, un model rusesc de bună guvernare prin care să ademenească sub aripa sa popoarele balcanice, dar și pe românii din celelalte teritorii românești. Așadar, curtea imperială rusă nu se mulțumea doar cu Basarabia, ci voia sub stăpânirea sa tot teritoriul românesc și Balcanii.
Nu întâmplător, în iulie 1812, comandantul suprem al armatei dunărene, amiralul Pavel Ciciagov, în instrucțiunea sa către guvernatorul civil al Basarabiei, Scarlat Sturza, scria: trebuie să oferim locuitorilor ținutului posibilitatea să simtă beneficiile guvernării noastre, astfel să atragem atenția popoarelor vecine către oblastea dată. Am încheiat citatul. Pentru a-și crea acea imagine favorabilă, potrivit doctorului conferențiar Vasile Vasilos, după anexarea de la 1812, administrația țaristă a promovat în Basarabia o politică vicleană. Regimul de ocupație s-a străduit să atragă simpatia băștinașilor, în primul rând a nobilimii locale, pe care a egalat-o în drepturi cu nobilimea rusă și i-a acordat numeroase privilegii. Boierii băștinași de rang înalt au fost primiți în tagma nobilimii ereditare ruse și aveau dreptul să-și aleagă mareșalul lor pe un termen de 3 ani. Nobilii care îndeplineau anumite servicii în administrația de stat erau scutiți de orice impozite. Boierilor le-au fost recunoscute și drepturile asupra proprietăților lor funciare, în timp ce țăranii români moldoveni continuau să fie dependenți față de proprietarii de pământ. Noul mod de organizare a vieții în bucata de Moldova ocupată de Rusia imperială a determinat mulți băștinași să-și lasă casele și să treacă prutul. Deci avem atâtea dovezi despre plecarea în masă, trecerea în masă. Am publicat unul din primele studii ale mele dedicate istoriei moderne a Basarabiei, era tocmai despre locuitoare trei localități de pe malul stâng al Prutului, vorba despre satul Horești, Călinești și Drujineni, care la 1813, iunie 1813, exact la un an după anexarea Basarabiei către Imperiul Rus, au hotărât, toți au luat o decizie unanimă ca să se transfere în conturile pe malul drept. Și au pus pe rol o operațiune extraordinară. Cei cinci grăniceri ruși au fost dezarmați, imobilizați, trecuți pe malul drept. Acolo i-au lăsat din strânsoare, le-au dezlegat mâinile, i-au spătat cu jumări, cu un pahar de vin. Bineînțeles, supravegheați de un grup de bărbați, iar restul s-a ocupat pe durata unei zile întregi de transferarea bunurilor mobile de pe un mal pe celălalt. Unii cu care a avut de suferit, din păcate, regretăm, a fost proprietarul unei dughene care a fost legat de un stejar acolo și imobilizat, ca să nu dea o fugă la pichet să anunțe că aici se întâmplă ceva. Deci a fost un accident și din comun pentru administrația imperială rusă. Au ajuns aceste informații tocmai la împărat, la cancelarul Rumianțev. Asemenea, cazuri au fost sute, până și din satul Șaba, care ulterior a fost un pic franțuzit, Șabo, i-au spus coloniștii elvețieni, era un sat românesc, eminamente românesc, dar este situat în extremitatea estică a Basarabiei, deci pe malul aproape de limanul Nistrului. Toți în corpure și-au urcat puținul scarp care l-au avut în căruți și au trecut fără să fie interceptați de autoritățile imperiale ruse, au trecut prut, au trecut în România. Satul a rămas pustiu. Și atât în acel sat pustiu, la 1822, marele oenolog, hai să-i spunem, lui Tardan, unul din cei care a făcut parte din loja masonică Ovidiu de la Chișinău, după ce loja a fost lichidată, el a cerut grațiere și a vrut să-i convingă pe conaționalii lui din cantonul Lozan să vină în Basarabia să facă performanță în domeniul oenologiei, viticulturii. Și el, dar în special fii, cei doi fii lui, în special unul din cei doi fii, este unul din cei mai reprezentativi oenologi ai Basarabiei în perioada modernă. Iată, în acel sat părăsit de românii basarabieni atunci la 1813, care și-au găsit refugiu. Deci era vorba de mii, este vorba, cred că, de vreo 20-25 de mii de români basarabieni care și-au găsit refugiu. Și dacă ne dăm seama care era cifra populației de atunci a Basarabiei, era peste 200 de mii. Deci era o cifră înspăimântătoare. Ruși, administrația rusească nu știa ce să mai întreprindă ca să stăvilească acest exod și a fost inventată o minciună sfruntată că în România bântui ciuma, holeră, și dacă treceți acolo vă îmbolnăviți și o să muriți cu toate astea. Lumea pleca pe un cap și nu puteau să stăvilească acest exod. Însuși împăratul Alexandru I, la 1 aprilie 1816, a fost nevoit să emită un manifest prin care se adresa tuturor basarabienilor, în special românilor basarabieni, cu rugăminte să rămână pe loc, că de aici încolo abuzurile și nelegiurile vor fi curmate și toate privilegiile, drepturile și libertățile care au fost consfințite prin acel regulament de la 23 iulie, intrat în vigoare la 2 august 1812, vor fi respectate în tocmai. Într-adevăr, asta s-a întâmplat.
întâmplat. A fost adoptat un nou regulament, așezământul administrării regiunii Basarabia la 29 aprilie 1818, numai că el a durat foarte scurt timp, până în 1828, când autonomia a fost suprimată. Cel care era interceptat ca violat frontiera ruso-moldovenească, asta pe Prut, era bătut cu vergeaua metalică, deci, care este în dotarea ostașului, anexată la arma din dotare pentru a curăți țeava. Deci cu această vergea se aplicau 40 de lovituri, ca să fie de învățătură, să nu mai treacă, să nu mai violeze Prutul, dacă își permitea. Dar omul trecea uneori inconștient. Apoi aveam vreo 40 de localități care erau așezate pe ambele maluri. Costești aici, Costești dincolo. Grozești aici, Grozești dincolo. Sculieni aici, Sculieni dincolo. Deci trecea în vizi de la mama, vroia să-și vadă rudele. Și atunci când era prins, era sancționat. Dacă recidivai și treceai a doua oară, era expulzat pe vecii în Siberia. Deci Siberia știa de tine. Și aveam sute de cazuri de asemenea sancționări absolut abominabile, dar cel puțin nu li s-a luat viața. Așadar, pentru a curma fuga țăranilor peste Prut, Curtea Imperială Rusă le-a promis marea și țarea țăranilor, iar pentru a spori încrederea populației locale față de noul regim, țarismul a scutit băștinașii de impozite pe un termen de 3 ani și de serviciul militar pe un termen de 5 ani. Doar că, ulterior, stăpânirea rusă uită de promisiunile făcute și începe să asuprească la greu țăranii din Basarabia. Aceștia erau obligați să plătească pentru pământul arendat de la boieri și să achite dijma în natură, adică în produse. De asemenea, țăranii erau datori să muncească pe pământul boierului sau al mănăstirilor 12 zile pe an, mai mult. Regimul țarist a obligat țăranii noștri să plătească și un bir pentru întreținerea armatei, a cailor, a lucrătorilor administrativi, a oficiilor poștale, a drumurilor publice și mai erau obligați să dea a 10-a parte din recolta lor, inclusiv din fânul pe care îl adunau pentru animale. O parte componentă a politicii sociale promovată de țarism a constituit-o colonizarea Basarabiei cu populație alogenă, adică străină de acest pământ. Prin această colonizare, Imperiul Rus urmărea două scopuri: să consolideze și să-și mărească susținerea socială din contul coloniștilor și să diminueze, să dilueze elementul românesc. În momentul anexării Basarabiei, populația românească reprezenta 86% din totalul locuitorilor acestei provincii. Colonizarea Basarabiei s-a efectuat sub lozinca valorificării acestor pământuri, așa zise, libere. Administrația țaristă susținea că până în perioada 1806-1812, Basarabia era populată insuficient. Erau, se spune, multe sate țărănești, dar acestea s-au evacuat peste Prut și regiunea a rămas chipurile pustie. De aceea, propunerea a fost ca în această zonă să fie adusă populație, inclusiv rusă, care să colonizeze ținutul. De fapt, acest teritoriu nu era pustiu, susține doctorul conferențiar Vasile Vasilos. În 1810-1814, pentru că se temeau de șerbia rusească, peste Prut s-au refugiat circa 5.000 de familii. Dar majoritatea absolută a populației băștinașe a rămas totuși în Basarabia. În 1810, în acest ținut, trăiau aproximativ 327.200 de oameni, dintre care doar aproximativ 5% erau alogeni, restul fiind români moldoveni. Către 1817, în Basarabia erau deja circa 420.000 de moldoveni, sau 86% din totalul populației. Deci, nu exista necesitatea colonizării acestui ținut. Totul s-a făcut în scopuri politice, cu forța, contrar voinței populației locale. Dintre coloniștii străini, cei mai numeroși au fost bulgarii și găgăuzii. Așa cum vă spuneam, în Basarabia ei au început să se stabilească încă de la sfârșitul secolului XVIII, în perioada războaielor ruso-turce. Dar colonizarea masivă a sudului Basarabiei cu populație bulgară și găgăuză s-a produs în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, proces care a fost patronat de comandantul șef al armatelor ruse, Mihail Kutuzov, apoi de către amiralul Pavel Chichagov.
În vara anului 1812, amiralul Ciceagov îl informa pe țarul Alexandru I că generalul Kutuzov făcuse tot posibilul pentru a crea condiții prielnice coloniștilor aduși. În zonele cetatea Albă, Ismail și Tighina, pe o suprafață de aproximativ 500.000 de hectare, s-au stabilit 482 de familii bulgărești și găgăuze, dar și 38 de familii de moldoveni. Numărul coloniștilor creștea însă rapid. La indicația guvernului țarist de problemele coloniștilor bulgari și găgăuzi, se ocupau ofițerii armatei ruse Iușnevski și Vatichioti. În anii 1816-1817, aceștia au cerut insistent ministrului de interne rus să asigure cu tot necesarul coloniștii din Balcani, deoarece lucrurile nu arătau roz, iar bulgarii erau nemulțumiți de condițiile oferite. Potrivit istoricului Ivan Duminică, la prima etapă stabilindu-se în Basarabia, imigranții transdanubieni nu se bucurau de o atenție deosebită din partea autorităților locale. Bulgarii nu au beneficiat de privilegiile pe care le promitea încă la 26 aprilie 1811 comandantul suprem al armatei dunărene Mihail Kutuzov. Nemulțumirea a crescut și mai mult după ce guvernatorul civil al Basarabiei, Scarlat Sturza, în raportul său către împăratul Alexandru I, sublinia că administrarea și conducerea tuturor ținuturilor basarabene se va realiza conform legilor și obiceiurilor locale. Ce însemna asta? Bulgarii, care pretindeau la un statut special în raport cu băștinașii acestui pământ, urmau să beneficieze de aceleași drepturi ca și populația locală, ceea ce nu era în favoarea lor, pentru că, așa cum susține istoricul Ivan Duminică, după ce au parcurs un drum greu și lung spre Basarabia, ei aveau nevoie de timp pentru a se statornici cu traiul aici, iar asta însemna inclusiv anumite înlesniri fiscale pentru un trai decent la început de cale. Situația acestora s-a înrăutățit și din cauza faptului că pământurile libere din Bugeac, considerate proprietatea coroanei țariste și pe care s-au stabilit o mare parte a coloniștilor, au fost date în arendă moșierilor. Ispravnicul ținutului Codrum, Gheorghe Broșevan, era unul dintre moșierii care arenda pământurile pe care erau stabiliți imigranții bulgari. Pentru că locuiau pe pământul arendat de el, moșierul le cerea coloniștilor să plătească, ceea ce a stârnit, evident, nemulțumirea lor. Aici trebuie să mai menționăm că bulgarii erau speriați și de zvonurile potrivit cărora, în Basarabia, după modelul altor gubernii rusești, va fi introdusă iobăgia. Din moment ce bulgarii nu au primit explicații și ajutorul promis, mulți dintre ei au fost nevoiți să plece din Basarabia ocupată de ruși. Acest proces a ajuns și la urechile unor funcționari din Sankt Petersburg, care raportau în felul următor. Neliniștea iscată în Basarabia a luat o amploare atât de mare încât multe familii pleacă în afara granițelor noastre. Am încheiat citatul. Era un proces care lua proporții tot mai mari, dar curtea de la Petersburg își amintește de bulgari și găgăuzi abia după 1815, când a fost semnată pacea de la Viena. Fiind îngrijorat de faptul că, fugind din Basarabia, bulgarii vor prezenta Imperiul Rus într-o lumină nefavorabilă în Balcani, pe 31 decembrie 1815, ministrul rus de interne i-a ordonat guvernatorului Basarabiei, Ivan Harting, să pună capăt asupririi bulgarilor și să oprească refugierea lor peste Prut. Anul 1816 este unul decisiv, deoarece autoritățile oficiale ruse încep să acorde o atenție deosebită bejenarilor de peste Dunăre. Măsurile întreprinse au avut un efect pozitiv, pentru că nu doar au stopat refugierea bulgarilor, dar au generat stabilirea în Basarabia unor coloniști noi. Pe 29 decembrie 1819, țarul rus Alexandru I emite un decret, Țarskaya Gramota, prin care acordă coloniștilor bulgari din Basarabia drepturi și privilegii deosebite, inclusiv statutul de colonist. Potrivit cercetării lui Vasile Vasilos, bulgarii erau scutiți de impozite și alte prestații pentru o perioadă de 10 ani. Fiecare familie a primit câte 60 de desetine de pământ și a beneficiat de credite avantajoase pe termen lung. De asemenea, coloniștii bulgari și găgăuze au fost scutiți de serviciul militar pentru o perioadă de 50 de ani și au beneficiat de autonomie religioasă și culturală. Toate aceste privilegii au contribuit la creșterea fluxului de coloniști. Până în 1826-1827,
bulgarii și găgăuzii au întemeiat în Basarabia de Sud 42 de colonii, care numărau peste 24.000 de suflete. Colonizarea Basarabiei cu populație bulgară și găgăuză a luat amploare în perioada unui nou război ruso-turc, cel din perioada 1828-1829, dar și după războiul Crimeei din 1853-1856. Astfel, dacă în 1816 în Basarabia erau circa 11.000 de bulgari și găgăuzi, la mijlocul secolului XIX, numărul acestora depășea deja 84.000 de oameni, care trăiau în 83 de colonii. În 1853, bulgarii și găgăuzii din județele Tighina, Acherman și Ismail stăpâneau aproximativ 558.000 de desetine de pământ, ceea ce a stârnit supărarea și antipatia băștinașilor față de ei, căci pământul și vitele erau cea mai mare bogăție la acea vreme. Centrul al coloniștilor bulgari a devenit orașul Bolgrad. În 1897, potrivit lui Ivan Duminică, bulgarii au trăit în 12 orașe și 65 de colonii. În total, potrivit datelor statistice, până la perioada interbelică, în Basarabia existau 42 de colonii bulgărești și 25 găgăuze. Concluzionând, în perioada 1812-1856, pe teritoriul Basarabiei au fost atestate trei colonizări masive cu populație găgăuză, ce au format un șir de localități, majoritatea cărora astăzi se află în componența unității teritorial-administrative găgăuzierii din sudul Republicii Moldova, iar stabilirea lor în Bugeac i-a salvat de la dispariție ca popor, deși, cum vă spuneam, Rusia imperială a rusificat această etnie.